estea cumplită venită din Ucraina. Zelenski, anunțul făcut Lupte crâncene continuă în Severodonețc și în regiunea Harkov, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, care a lansat și un îndemn pentru trupele ucrainene. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky le-a cerut, marți seară, compatrioților săi să reziste în Danbas, regiunea din estul Ucrainei considerată de el vitală și de care va depinde viitorul războiului dus de Moscova contra Chievului, conform AFP. Pierderile sunt dureroase, dar trebuie să rezistăm. În că pierderile, din păcate, sunt dureroase, a spus Zelensky, dar trebuie să rezistăm. Este vital să rămânem în Danbas, a declarat Zelenski în alocuțiunea sa zilnică către națiune, difuzată pe Telegram, apărarea regiunii este esențială pentru a da un indiciu despre cel care va domina în săptămânile următoare. Președintele ucrainean a făcut aceste afirmații în contextul în care combatanții au făcut ravagii de câteva zile în Severodonetsk și Lysychansk, două orașe gemene de aproximativ 100.000 de locuitori, a căror înfrângere ar permite trupelor de la Moscova să țintească Sloviansk, în regiunea Donetsk, la 70 de kilometri vest. Trebuie să rezistăm, a spus Zelenski. Cu cât inamicul suferă pierderea aici, cu atât mai puțin va avea forța de a-și continua agresiunea. Rusia a cerut marți ucrainemilor să înceteze rezistența absurdă și a propus un culoar umanitar de câteva ore, miercuri, cu scopul de a garanta evacuarea în siguranță a tuturor civililor, fără excepție refugiații Azov, o uzină chimică din Severodonetsk, emblematică pentru acest oraș industrial.